preamărit să fie Domnul. Amin. Și să fiți binecuvântați de Domnul toți care sunteți prezenți aici. Amin. Dar ați uitat ceva, măi? La ortodoxi, așa se cântă, mă. Pe voi înși vă și voi unul pe altul și toată viața voastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Apă cum eu tot zic binecuvântați să fiți de Domnul și către mine nimeni. Să fiți binecuvântați de Domnul. Așa, pe voi și unul pe altul. Mărire Domnului! Scumpii mei, ocupați locuri, că eu vreau să mă duc acum fugitiv, că timpul sigur că e târziu. Zice că aveți un ceas acolo, dar nu prea și dincolo, nu prea aici, mă, unde trebuie să fie, nu-i. Nu, ce să mă fac? Ochii mei de aici și până acolo văd ca într-o pânză. Am ajuns și anii ăștia și slăvesc pe Domnul pentru toate facultățile care încă le mai am. Glorie Domnului Iisus! Prin Duhul Sfânt s-a vorbit de gard. Doare la o vie, la o proprietate împărătească, e un gard de nuiele, așa, care putrezește, sau ce e acolo? Păi am văzut, de exemplu, în Bocovina, la cimitire. Gardurile, ui, așa sunt, cum vedeți, am vonul ăsta. Așa de lustruite, garduri la cimitire. Nu mai vorbesc la căsă. Vedeți? Apoi la o casă împărătească a lui Dumnezeu, gardul trebuie, chiar dacă e din șpență, așa, nu-i ca ăsta, așa, una. Dar tot e ceva frumos, ceva bun. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu asupra viei sale. De ce? Pentru că am curățat locul, am îndepărtat pietrele, nu? Și am săpat pământul, cum să sapă când pui vie. Știe cineva? Ia să ridici o mână, o pus vie. Niciunul de aici n-ați avut vie. Nu vie pângă casă. Nu, 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 aia nu-i vie, mă, aia e... Via e acolo cu rizling, cu feteasca, cu alb de miere, cu, oh, Doamne, specialități altoite. Și ca să o sădești via aia, ca așa zice Biblia, via de soi, nu orice vie, atunci tu trebuie să sapi 60 de centimetri pământul. Să-l întorci complet și să scoți toate pietrele și toate rădăcinile și apoi plantezi via. Vorbește Dumnezeu, probabil. Slavă Domnului! Apoi plantezi via. Și Domnul, care o știut să învețe pe oameni, cum să seamine grâul pe rânduri, până să seamănă așa, nu? Și cum să seamine alacul pe margini. Și ce zice acolo profetul? Dumnezeul lui l-a învățat așa. Păi Dumnezeu a învățat pe oameni și cum să puie via. Și Dumnezeu a învățat că via trebuie împrejmuită. Și apoi, tregând nădejde de rod bun, a săpat și un teasc unde s-adună strugurii. Și apoi acolo nu avea mașinării ca azi, călcam picioare până ieșea tot mustul din el. Și eu am călcat în picioare.
mai ales toamna când mai venea brume, pă, vai, ce-ți mai ardea picioarele până călcai strugurii. Că venea câte două cară de struguri, păi aveai ce călcam picioare. Așa eram. În fine, dar știi ce-o zis Duhul Sfânt? De gardul ăla frumos, că îi rupt. Și minune, Duhul Sfânt n-o zis ca profetul, eu îi voi rupe gardul. Și Duhul Sfânt acuza poporul că el a rupt gardul. Cum a rupt poporul gardul? Păi, de exemplu, cum zicea un evanghelist de seamă, femeia nu trebuie să poarte batic, dar Biblia zice că trebuie. Apoi, femeia poate umbla cu zorzoane, ce are care cercei, ce are care verighetă. Biblia zice că toate astea nu sunt pentru copiii lui Dumnezeu. Dar degeaba copiii ăștia lui Dumnezeu îți răzlesc câte unul, nu vezi? Câte un copil în familie, măi, dai peste mână, mă, nu umbla acolo, mă, și când se uită după tine, tot face ce... Păi lasă-l că nu înțelege, mă, ce minune! Ca să facă rău, înțelege și pe ascuns. Ca să facă binele, ei tot spui și nu înțelege. Lucru mare. Așa suntem și noi, copiii ăștia ai Domnului. Și apoi rupem gardul unde ne spune până aici. A, nu, nu, ne mai trebuie o palmă. Nu? Și de aceea intră uscăciunea. Și pe locul ăsta intră ce nu trebuie în biserică. Dar eu vreau să mă ocup acum că s-a vorbit și de lepră. Așa? Matale, ai vorbit de lepră? Sigur că da. Nu, acum uitați-vă, nu am timp și eu văd mai cu greu. Dar citiți dumneavoastră capitolul 12 din Numeri. Subtitlul Lepra Mariei. Băgați de seamă și veți urmări și veți vedea că eu mă duc repede, fiindcă frață așa au considerat. La Dej, Marsara, mi-a dat 2 ore și ceva. Și nu mi-a ajuns vremea, că vremea tare a fugit. Dar acei, cred că mi-a ajunge 20 de minute, hai o jumătate de oră. Și Domnul Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt pe toți și să ne facă să înțelegem ce vă voi citi, ce veți citi de altfel. Citiți aici să vedeți prima dată ce se întâmplă. Lepra, întâi și întâi, îi pe căpetenii. Ați înțeles așa ceva? Maria era o căpetenie. Maria era sora mai mare a lui Moise, care l-a privegheat când era în sicriaș pe malul Nilului. Și ăștia au făcut acolo în sicriaș și l-au pus. M-am uitat și eu la el în malul Nilului când am trecut prin Egipt acolo. În fine, ea era mai mare. Aron era după ea și cel mai mic era Moise. Cu toate acestea, Dumnezeu, de la început, aia e voia Lui, ridică pe El mai mic, ridică pe El mai neînsemnat, ridică pe El nebăgat în seamă,
Și cum zice apostolul Pavel, ba încă cele mai neînsemnate ca să facă de rușine pe alealte. Și așa l-a pregătit pe Moise. Dar Maria a fost mulțumită? De ce n-a fost mulțumită? Auzi, unde a fost nemulțumirea? De ce prorocește Moise și nu prorocește el? Și băgați de seamă, între prorocii așa sunt frecușuri. Oare de ce, Doamne, ca să iasă la iveală cei găsiți buni? Că cei găsiți buni nu se ceartă! Cei găsiți buni nu vorbesc de rău! Cei găsiți buni nu sunt invidioși! Cei găsiți buni nu cârtesc! Glorie lui Iisus! Și cei găsiți buni în smerenie, când coboară Duhul Sfânt, au curaj! Și vorbesc lucruri mari. Mărească-se Domnul! Cealalți cârtesc, șoptesc, vorbesc de rău și când prorocesc, nu pot proroci lucruri mari. Dar prorocesc și ei, sărăcuță. Și biserica se bucură. Și nici nu zic să-i disprețuiți. Că plătuța o au ei pusă deoparte. Și despre asta, probabil că Domnul mă va ajuta să vorbesc mâine. Acum nu-i timp. Dar Maria a fost pedepsită pentru clevetire și vorbire de rău. Dumnezeu a zis lui Moise, tu, Maria, Aron, câtești trei, veniți la cortul întâlnirii. Și toți bine s-a băgat în cortul întâlnirii. Dar Dumnezeu a venit la cortul întâlnirii. A venit, dar nu a intrat în cort. De ce? Era păcatul acolo. Așa se întâmplă cu biserica. Când păcatul pătrunde în biserică, Hristos nu mai intră, că El e sfânt, de trei ori sfânt. Mărească-i să numele. Deci aici întâlnim lepra Mariei pentru cârtire, vorbire de rău. Ne ducem încă la o căpetenie, de data asta la Naaman. Naaman era un om viteaz, nu era din evrei, dar era căpetenie mare și era plin de lepră. În urma cărei fapt l-a umplut lepra, pentru că Dumnezeu i-a dăduse o mare biruință și el s-a lăudat că el e ăla. Și n-a pus pe Dumnezeu în frunte. Și atunci l-a umplut lepra și l-a coborât la smerenie. Băgați de seamă, dacă Dumnezeu înviază un mort prin mâinile tale, nu tu l-ai înviat. Dumnezeu! Dacă Dumnezeu vindecă un om de cancer, nu tu l-ai înviat, tu ești instrumentul lui Dumnezeu și Dumnezeu se folosește de punerea mâinilor celor ordinați și puși în slujbă. Aleluia! Într-o împrejurare, să nu-i amintesc numele că nu-i bine, dar un frate așa predica de cu putere, ăștia cu seminarii, ăștia cu
așa și ăștia cu așa și cu diplome și n-am, mă rog. Dar zice, când e vorba de un demonizat, să tragi cu pușca, că n-ai de unde-i lua. Poate ați auzit predica aia. Dacă știți, e bine, dar nu îi zic numele acum, că nu se cade. Dar ce se întâmplă, mă? Într-o adunare era o soră cu depresie grozavă, un duh, că depresia în definitiv e o duh. Foarte grozavă. Și acum o trei păstori îl ieși pe el, că el a predicat. Hai cu noi! Bine, viu. Dar când o văzut ce face aia, tot înapoi se trăge. Să fi tras cu pușca, că nu se apropie. Vedeți, dragii mei? Pentru orice lucrare spirituală, înaltă, trebuie să fie un om autorizat. Ați vorbit vreodată cu demoni? Doamne, iartă-mă, dar am avut ocazia să vorbească demonul de nu-l puteai opri. Și nu vorbea rău, vorbea numai lucruri drepte. Mincinosule, taci! Eu nu mint, eu acum spui drept că doar eu mă tem de Dumnezeu. Pă cum ți-o nume? Le-a spus un nume. Un băiat pune pe internet să vadă dacă există așa un nume. Când acolo a găsit o orășel din Rusia cu același nume, se vede că acolo avea el reședința. Că odată la o eliberare de demoni într-o oaș, când am mers și am strigat la demonul ăla să plece, sărmana fată striga, căpetenie din munții Bucești, vină și mă ajută, căpetenie de nu știu unde, avea și ei căpetenie. Căpetenie din Brăila sau ce știu eu de unde, vină și mă ajută. În numele lui Iisus nicio căpetenie aici să nu intervină. Iisus e Domn! Și tu trebuie să ieși afară. Și Domnul a eliberat-o. Dacă știai pe unde a trecut fata și ce-a făcut, tu poate nici nu te rugai pentru ea. Că am văzut și asta, mulți frați, lucrători, vrednici, de-a mânui cuvântul. Dar binecuvântarea de copii o fac fără să pună mâinile pe copil. Îl ține numai așa în brață. Dar Iisus nu a făcut așa, mă. Faceți cum a făcut Iisus. A luat copilul în brață și s-a rugat apoi punându-și mâinile peste el, de la mamă, de la tată. Sau un alt slujitor ia cu tine și dă-i copilul în brață și pune mâinile pe el ca să fie binecuvântare. Nu de jumătate. La căsătorii, apoi cine știe ce-a făcut? Apoi, mă, dacă el vine și îți mărturisește un păcat, tu dezleagă-l de păcatul lui. Dacă nu mărturisește niciun păcat, tu fă slujba, că Dumnezeu are în vedere ce să-i facă și cum să-l disciplineze. Dar pune-ți mânuțele, mă, și dă binecuvântarea în căsătorie. Că asta face foarte mult pe un bolnav. Păi pune-ți mâinile, mă, dacă te înștiințează Duhul Sfânt, să nu pui mâna, păi nu pune. Odată erau mai mulți în șir la ungere cu un de lemn și era o bătrânică, ce știu eu, poate 90 de ani, cât era, tare, sprijită și slabă. O chema Măilean.
nu știu mai cum, Mărie, ce. Și când să-i se facă ungerea, Duhul Sfânt spune că asta bleastă-mă. Soră, blestemi, ai obiceai să blestemi? Păi eu când mă năcășe copiii ăștia, mai blestem. Nu se poate să-ți fac ungerea, pentru că noi suntem chemați să binecuvântăm și să nu blestemăm ca să moștenim binecuvântarea. Dacă tu blestem, nu poți moșteni binecuvântarea și nu se poate pune unde lemnul sfânt pe fruntea ta. Că tu blestem. Vezi? Umblați însoțiți de Duhul Sfânt și El vă va spune ce să faceți. El vă va spune unde să mergi și unde să nu mergi. Glorie Domnului! Venim la o altă semicăpetenie, Gehazi. Ăsta a fost umplut de lepră pentru lăcomie și minciună. Acum, gândește-te bine, pentru că o cârtit împotriva lui Moise, dar n-o mințit Maria, o spus drept. Ce, nu-l știu eu pe fratele meu? El nici nu-i tăiat împrejur. Nu l-a dus nimeni la 8 zile să fie tăiat împrejur. Și când îngerul poporului evreu a vrut să-l omoare, Sefora o tăiat prepuțul copilului și pielița i-a zvârlit cu sânge între picioarele lui Moise care dormea. Dar Moise nu a fost tăiat împrejur. Și îngerul văzând sânge, l-a luat drept tăiat împrejur și nu l-a omorât. Vezi? Almintrele ăla nu-l lăsa să intre, Dumnezeu Tatăl îl trimite și îngerul care păzea poporul lui Dumnezeu nu-l lăsa să intre dacă nu era ceva făcut pe calea care Dumnezeu a cerut-o. Vedeți? În fine, aici au avut dreptate. Are o madianită, nu o evreoaică. Iar au avut dreptate. A omorât un om. Iar au avut dreptate. Cu toate acestea, Dumnezeu când îi cere în cort, El nu intră cu ei, stă la ușa cortului și îi chestionează. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu, Moise, cu care eu vorbesc gură către gură? Cu alți proroci vorbesc tainic, nu se prea poate înțelege, dar cu ăsta eu vorbesc deslușit. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotrivă? Dar știți că aici, între dumneavoastră, este unul care e înjirdit de nevastă și lângă el s-au mai adaus doi. Și fac câteodată zarbă și câte o vorbă în popor că nu le place de și de și cu tare și cu tare. Măi, oameni buni, cum de nu v-ați temut? Dacă harul lui Dumnezeu a fost pus peste un bărbat și el slujește cu inimă curată Domnului, cum de nu ai atâta minte să proslăvești pe Dumnezeu și să nu te aventurezi ca Maria ca să fii încărcat de lepră. Ia bine seama. Mere mai departe, Gehazi săracul, mândrindu-se că el, vai ce ispravă făcut, în schimb, aici Biblia ne spune că nu el, Dumnezeu i-a dat biruința. Și el n-a recunoscut pe Dumnezeu și a trebuit smerit cu lepră. Gehazi capătă lepră
pentru lăcomie și minciună. Dar unde ai fost, Gehazi? Robul tău n-a fost nicăieri. Mă, n-a fost Duhul meu cu tine când ai luat aia. Dar ce, mă, e vremea acum să iei argint, aur, averi, ce, acum e vremea aia, mă? Păi dacă atunci nu a fost vremea, acum ai vremea? Acum ai vremea să te avânți în bogății, să te avânți în ce nu e a tău, să te avânți în înșelătorii, să înșeli statul, să înșeli pe oamenii care lucră pentru tine. E vremea acum, mă? Dumnezeu e viu! Și El stă asupra cerurilor, cerurilor, în locurile, nu înalte, prea înalte. Știi cât sunt de înalte? Știi careva? Pic Popovici, în studiile sale, ne spune că filamentul ăsta ce-l vedem noi, stele, lună și Calea Lacteie, în care e cuprins și pământul nostru, numai noi vedem de la noi încolo. Ca și o așa așezare, știința de azi a ajuns să numere 7 miliarde de ceruri. Primul cer, ce se vede aranjamentul ăsta? De-a doilea cer nu vorbește Biblia deloc. În a treilea cer spune că e raiul lui Dumnezeu, ne descopere Pavel. Dar Tatăl îi deasupra tuturor cerurilor și Iisus s-a înălțat în locurile prea înalte, adică nebănuite de noi. Și acolo e Dumnezeu și El de acolo privește să vadă tot ce se întâmplă în ceruri și pe pământ. Și atât de mare înțelepciunea Lui, că El zice în Iob 36, cu 5 acolo, El e puternic prin înțelepciunea Lui, dar auzi ce înțelepciune mai are? El nu leapă de pe nimeni. Ăsta e lucru principal. Vorbește despre noi oamenii care cădem colo, colo, în stânga, în dreapta, dar El nu leapă de pe nimeni. Și tu, ca lucrător în via lui Hristos, tu trebuie să legi pe păcătos de Hristos. Când își mărturisește cât o fi de greu păcatul lui, tu să știi că pentru păcatele oamenilor a murit Hristos. Glorie Lui! Și să nu te faci vinovat dacă cineva declară repetat, eu nu cred în Dumnezeu, eu nu cred în Iisus, eu nu cred în Duhul Sfânt. Pe el șterge din registru. Pe el lasă să se ducă în treaba lui, că fără credință e cu neputință. Dar fie cât o fi de păcătos, tot are drept la Hristos. Cum muri pentru păcătoși. Glorie Domnului! Hai că predeparte mă duc acum în timp. Și vreau să sosesc acum la împăratul Ozia. Împăratul Ozia a fost un om al lui Dumnezeu. A făcut multe lucruri bune și a îndepărtat stâlpii idolești și multe bune, bune. Dar vezi cum, omul când îmbătrâne un pic sau când se înalță într-o slujbă, îi pândit de un orgoliu personal. Și ăla trebuie să-l dărâm când îl observ la tine. Fii smerit
în tot ce faci. Rar vorbește, des să taci. El, sărmanul, ce-o gândit? Păi eu sunt împărat, ce-i aia? Ce, numai preoți au drept? Ia dă-mă ca dealnița încoace, mă pune foc în ea, mă, și s-o dus el și-o sărit marele preot și ceata de preot. O zi, ia, face un păcat, nu-i voie, nu? Ăsta s-o mânia, mă, e cădealnița și să dea în cap la marele preot cu cădealnița. În timpul ăla, pac, ca un fluture, îl lovește de frunte un duh al leprei și îndată lepra a izbucnit pe capul lui, pentru că s-a amestecat în lucru altuia. Îți vine și ție râvna aia să te amesteci unde nu te-a chemat Dumnezeu? Nu ești mulțumit cu ce ți-o dat? Nu ești mulțumit cu ce ți-o făcut? Vrei tu să iei locul altuia? Zgâderi? Cum zice unul, păi nu mă las până nu-l trântesc. Ce domnul e scris în guler să moară păstor? Râvna lui. Unul altul, luptând așa, a întrebat, mă, dar de ce faci așa? Asta e slujba mea? Mă, cine ți-o încredința slujba asta, mă? Sigur că nu Mântuitorul, ălalalt care dă râmă. În fine, vreau să mă opresc. Toate astea au fost notate cu lepră. Și lepra în Scriptură înseamnă păcat. Dacă ești lovit de una din asta, lecuiește-te în grabă. Dacă ești lovită de vorbă de rău asupra altuia, lecuiește-te în grabă. Lecuiește-te în grabă. Dacă cumva ești lovit de mândria că Dumnezeu lucră cu tine, ești în mare pericol. Dacă ești lovit de mândria, dorință de a acapara și de a avea ce are altul și tu nu ai, e un păcat. Dacă ești lovit de orgoliu ăsta care te-ar face să faci slujba altuia și să împingi pe ăla din slujbă ca să încapi tu, toate acestea sunt lepră, sunt păcat. Doamne Iisuse, scapă pe frați și pe surori de mincinosul și de cel ce bagă oamenii în păcat, care e diavolul. Iisuse, te rog, lucrează, scapă-ne de ispititorul. Scapă-ne de oameni care ne ispitesc și scapă-ne de ispita gândului propriu. Ca să-ți rămânem copii curați înaintea ta, fie slăvit Domnul! Amin. Am depășit? Slavă Domnului! Cât? Nu, e bine! Slavă Domnului! Nu mai mă duc, că calc peste o oră. Mărit să fie Domnul Iisus! Ce putem face de acum, prin harul lui Iisus Hristos, e să ne rugăm. Și pot să vină la rugăciune cei care au credință. Care n-au credință, pot să vină, dar nu reușesc nimic. Dar dacă au credință, eu am văzut lucruri mari. Glorie Domnului! Și dacă este aici două persoane care sunt două familii și sunt bântuite de gândul ăsta a divorțului,
N-ați vrea să veniți voi întâi să ne rugăm ca să intervină Dumnezeu și să vă salveze de la divorț? Dacă vreți, nu vă silește nimeni, dar dacă vreți, puteți veni în față și toată biserica asta se va ruga pentru voi și Iisus va asculta. Glorie Domnului Iisus! Vreți să veniți? Hai, ridicați-vă, că doră. Veniți înaintea Domnului, nu înainte la Hozan sau la nu știu cine. Vă așteptăm să veniți. Pășiți! Nu mai stați! Nu vă lăsați cuceriți de rușine! Veniți, vă rog! Și Dumnezeu din cer va lucra pentru voi! Vino, Iisuse! Că ești chemat! Ești chemat! Vino la lucru! Pășește mai în față! Soră, vină mai în față un pas! Așa! Mai e o persoană! Mai e o persoană! E dintre bărbați! Nu vreți să vii! Iisus vrea să te ajute! Dacă nu, ne vom ruga pentru care vine, dar și un bărbat trebuie să iasă. Nu știu dacă e la astea două sau e separat și ăla. Veniți! Ne rugăm cu toți pentru surorile astea două de prima dată, ca Dumnezeu să le apere familia. Vreți așa? Toți care vreți, ridicați o mână în sus și ne rugăm cu putere! Iisuse! Coboară și atinde, Doamne!